Bună, sunt Nicoleta Stoc și azi filmăm un nou vlog. Deci începem un nou vlog săptămânal, așa că haideți să începem. Let's go! Săptămâna o începem cu cumpărăturile săptămânale. Da. Acum ne-am oprit într-un părculeț, este chiar aproape de Auchan și am văzut că nu sunt oameni aici și ne-am oprit așa pe câteva minute să ne odihnim și să respirăm cu aer curat, pentru că în ultimul timp nu prea ieșim din casă, ieșim doar la market. Săptămâna trecută cred că am ieșit odată să bem o cafea și atât. Mai mult n-am mai ieșit, așa că deja avem, cred că, o săptămână împlinită de când nu am ieșit nicăieri în afară de market. Și gata, deci. Acum e plictisitor acasă, mai ales, vă reamintez, azi e data de 27 iulie, așa-i? Da. E 27 iulie și azi au fost depistate 1100 de cazuri. Deci situația e super dramatică și mi se pare că valul 2 e mai rău, dar oamenii cumva se atașează așa mai lejer față de... sau pur și simplu au obosit. Nu mai vor deja să țină toate regulile, nu vreau să mai țină cont de toate regulile, să mai pui câte o mască, să folosească mănuși, să păstreze distanța. Și plus am dat zilele trecute de un video unde o doamnă a filmat în spitalul județean Ploiești. A filmat acolo un salon unde se țin oamenii bolnavi cu COVID-19 sau care așteaptă testul, așteaptă rezultatul la test, e pozitiv sau negativ și trebuie să stea în acea sală. Și a filmat, o să vă pun și eu aici niște secvențe și o să vedeți care e situația acolo și mi se pare că e îngrozitor. Acolo este un pat, dacă putem să numim pat, acolo pur și simplu e un pat cu scândure, nu e nici măcar o lingerie de pat sau o plapumă sau o pernă unde să-ți pui capul. Sunt niște condiții groaznice și inumane, asta e clar. Și dacă să ne amintim că câteva săptămâni în urmă mulți oameni se... ieșeau din spitale pe propria răspundere, chiar dacă erau confirmați pozitiv sau așteptau testul, păi ieșeau din spitale pentru că presupun că se îngrozeau de condițiile de acolo, presupun eu. Nu știu care era motivul, dar domne, ce condiții sunt acolo? Ne-am pornit la hipermarket. Oho. Alexandru a luat acum ouă și presupun să duce acum să ia cașcaval, iar eu stau să aștept să iau salam. Vreau să iau salam extra porc, așa se numește. E ăsta. Uitați-vă ce avem în coș. Aici sunt deja 5 kg de cartofi, ouă, 10 bucăți, cașcaval, mai exact brânză topită cu cașcaval. Avem aici 400 de grame de smântână și aici încă 400 de grame de smântână. Apoi avem, salam de porc. Aici sunt 300 de grame, pulpe de pui. Avem vin, vinul e de la Feteasca Neagră. Iaurt cu zmeură și zodier, suc. Mere și cireș. Aici avem foarte multe gustări de la Kinder. E cu cocos, două gustările cu cocos, două gustările cu vișine. Și aici mai este ceva, ciocolată, lapte, alune. Deci e super, super bun. Și cam asta. Acum Alexandru e la fructe și legume. Ia tot de ce avem nevoie și mă duc să-l ajut. Am luat fructe și legume și uitați-vă, avem aici banane, care costă 5,75, grapefruit costă 3,73, roșii cât costă? 3,46, de cartofi am spus, castraveți 1,38, aici ceapă 1,01, aici avem usturoi, 2 roni,
Ananas, bucata costă 3 roni. Și aici avem pepene galben, 7,14. Mai avem și căpșune, care costă 7,50, cam așa. Avem și salata, salata costă 2,50. Și cam asta din fructe și legume. Acum mă duc la Alexandru, el e la patiserie. Trebuie să ia pâine și ceva dulciuri pentru micul dejun. Uitați-l acolo, este o fată galbenă. Alexandru, se vede că n-ai avut coșul la tine. Deci, acolo, ca întotdeauna, este pâine, melci cu cacao. 4 melci cu cacao, 4 melci cu nucă și 2 brioșini. Ah, super! Super! Bravo! Da, șervețele pentru bucătărie. Da, de la Ocean. Cât costă? 2,50. Am luat dischetii de machiaj, costă 4 roni. Aici sunt mănuși ca să spăl vesela. Aici sunt mănuși ca să venim la Ocean cu ele, pentru că acestea nu sunt comode. Și ne-am gândit să luăm așa fel de mănuși. Alexandru a luat și bei de dinți. Cât costă? Aici avem șervețele care absorbă culoarea. Spumă de ras pentru Alexandru de la Gilead. Și aici setul nostru preferat, apă de clătit gura și pastă de dinți. Mă aud. Și mai avem încă câteva lucruri, sau mai avem încă mult, așa-i? Nu multe. Ah, super. Am luat mazăre, costă 3 roni. 4,25 mai exact. mai exact, da? Dar aici este blat... de tortă. Alexandru vrea să facă o tortă super mega bună și pentru ea are nevoie de Nutella, are nevoie de smântână și uitați-vă câți ani Nicoleta o să împlinească. 12 ani Nicoleta o să împlinească la sigur. Deci doar 12 ani. Gata, am luat tot, așa că ne ducem acum la casă și acasă. La final am plătit sau plătim acum 253,29. Uitați-vă, aici sunt toate cumpărăturile noastre, sunt foarte multe. De data asta am cumpărat destul de mult. Din păcate, taxi nu ne așteaptă afară și Alexandru acum a comandat. În 5 minute vine. Apropo, când vedeți acest vlog, eu cred că deja am împlinit 21 de ani. Da, Nicoleta e destul, e fată mare și dar are deja 21 de ani. Ha! 21. Deci, când filmez acest vlog, peste o săptămână o să plinesc 21, dar când deja priviți vlogul, acest vlog, păi, deja m-am plinit. Degrabă îmbătrânesc, da? Dar eu copii nu am, nici nepoți. O să mâncăm salată cu tartine. Eu 2 tartine, Alexandru 3. Și cum ați putut deja observa în multe vloguri, în ziua în care facem cumpărături, păi exact atunci mâncăm salata. Mâncăm salata pentru că peste câteva ore ea deja nu mai este așa de proaspătă și chiar dacă stă în frigider nu mai este proaspătă și nu este așa de bună, că nu știu cât în Oșan a stat și e mai bine să o mâncăm chiar în ziua în care am cumpărat-o, să o mâncăm cel târziu a doua zi, dar să știți că câteodată chiar și a doua zi nu arată deloc bine și nu e chiar așa de proaspătă. Noi ne ducem să mâncăm pentru că suntem super burtele noastre vor mâncare și ne ducem chiar acum să mâncăm. Dacă în momentul acesta mâncați, vă spun poftă bună și deja ne vedem mâine! Hei, este următoarea zi și azi toată ziua ne-am ocupat cu filmarea unui video care se numește 20 de lucruri pe care le-am învățat la 20 de ani.
Am filmat video, urmează să-l edităm. Alexandru o să-l editeze mâine, pentru că mâine vrem să-l postăm la ora 6. Și după ce am terminat deja de filmat, am ieșit acum în oraș să bem eu o cafea, Alexandru un fresh de portocale. Și acum ne relaxăm. Voi ce faceți? Cu ce vă ocupați? Este super cald afară, fața mea e transpirată. Vedeți că m-am machiat, că am filmat totuși video și am gândit să-mi lăs machiajul pe față. Oh, sunt 30 de grade. Da, și nu cred că o să stăm mult afară. Cred că bem băuturile și mergem după acasă. După trebuie să ne ducem la un magazin. Vreau să-mi cumpăr sandale. Sper că o să găsesc acolo sandale. Pentru că am dat comandă de pe un site sandale. Și tot aștept telefonul de câteva zile, că mai întâi trebuie să mă sune și eu trebuie să confirm și după 2-3 zile îmi vine comanda. Eu tot aștept sunetul, încă nu m-a sunat. Să confirm comanda. Da, să confirm comanda. Și m-am gândit că cred că o să mă duc la un magazin. Este un magazin aici în centrul vechi, cu haine, cu încălțăminte destul de ieftină, pentru că nu am nevoie de sandale super mega frumoase, am nevoie doar niște sandale simple, așa ca să le port acum o lună sau două, cât o mai rămas. Până la sfârșitul verii am mai rămas încă o lună, dar știu că și în septembrie e destul de cald și pot să port sandale și în octombrie tot e destul de cald, așa că vreau să cumpăr sandale ca picioarele mele să respire cu aer curat. Uitați-vă, mi-au cumpărat sandale, 35 de roni costă, deci calitate superioară, dar important să țină măcar 2 luni. Îmi plac foarte mult și îmi place că respiră în sfârșit picioarele mele. Am pus ghetele aici unde erau sandalele, în cutia unde erau sandalele. Cei care sunt din Craiova deja vă dați seama de unde mi-am cumpărat, de unde am făcut eu shopping, da? Și încă mi-am cumpărat o fustă. O fustă care costă 20 de roni, dar deja o să vă arăt acasă cum stă pe mine. Mie îmi place, Alexandru a spus că nu prea îi place, dar mie îmi place. Eu de mult căutam tot o fustă și toate mi erau mari. Am căutat, dar în sfârșit am găsit și mă bucură că e ieftin, da? Deci am dat împreună 55 de lei. 50 de bani cu gustă ecologică. Da. Dar dacă eram să iau de pe cel site, bine că nu m-a sunat, sandalele costau 98 de roni. Deci m-am încadrat într-o sumă extrem de mică, m-am cumpărat și sandale, și fustă, și sacoșă eco, da? Și gata, am rămas cu rest. Deci Nicoleta economisește bani. Cât e de bine în sandale! Toată vara am mers în ghete și la sfârșitul verii Nicoleta s-a hotărât să și ia sandale. Sper să reziste 2 luni. Ha, ha, ha. Merg ca îngerul pe nori. Ha, ha, ha. Am ajuns acasă și am îmbrăcat fusta ca să vedeți cum stă pe mine. Deci aici are un buzunar și aici mai are încă un buzunar. Uite așa. Și aici mai are încă un buzunar, deci sunt foarte multe buzunare. Arată bine pe mine. Mie îmi place. Este destul de lejeră și îmi place că e frumoasă. Culoarea neagră standard. Deci vă reamintesc că costă doar 20 de lei. Mm-hmm. Mie îmi place cum stă. Nu stă deloc rău. Mm-hmm. Pentru 20 de roni e destul de bine. Acum vreau să mă duc să fac baie și să mă demachiez, pentru că afară e destul de cald și fundul de ten deja a început să curgă pe față. Machiajul meu deja nu mai arată așa de bine cum de la începutul zilei. Așa că mă duc chiar acum la baie. Vara asta nu prea mi-am cumpărat haine. Țin minte că am avut o colaborare cu nir.ro și acolo mi-am comandat multe haine de vară, mai multe tricouri. Și cumva mi-a fost suficient. În plus, mai mult vara asta am stat acasă și după atâtea numere de cazuri de coronavirus, cred că toată vara o să stăm acasă și, bineînțeles, nu prea am nevoie de haine. Tot ce mi-am luat pe banii mei, cred că fusta pe care am luat-o azi,
sandale și mai aștept încă o bluză cu umerii dezgoliți. Abia o aștept. Comanda e deja confirmată și sper să-mi vină peste vreo 2 sau 3 zile, deci la sfârșitul săptămânii să-mi vină, dar mai vedem și cred că asta e ultima haină sau ultima cumpărătură așa dedicată verii. Și cam asta. Deci nu prea am cumpărat vara asta multe haine de vară. Multe haine au fost de anul trecut, pentru că și anul trecut ne-am cumpărat destul de multe haine și cumva și vara asta le-am purtat. Și cam asta, vedem. O să vedem. Eu încă tot sper și cred că în septembrie o să ajung în Moldova. Sper că numărul de cazuri o să se mai domolească. Dar vedem. Totuși, sper, sufletul meu tot speră că o să ajung totuși în Moldova, dar vedem. Bine, dar eu mă duc acum la baie, că chiar am nevoie la baie. Trebuie să fac o baie și să-mi șterg machiajul, care în sine la video arată destul de bine, da? Dar în realitate îmi curge fonul de ten și trebuie să-l șterg. Dimineața începe cu șoricică. El are probleme cu această plapumă, o roade. Foarte mult timp tot stă aici. Este super ocupat. Dimineața nu a început doar cu șoricică, dar m-a sunat curierul și mi-a adus bluzița cu umerii dezgoliți. V-am spus ieri că aștept această comandă. Am comandat bluzița, cred că duminică seara sau luni, nu mai țin minte. Țin minte sigur că luni am primit confirmarea. Mi-au spus că mi-au confirmat comanda și că au trimis deja coletul. Și uite, miercuri deja mi-a venit tot ce am comandat. Și mă bucur că sunt multe site-uri care reacționează extrem de rapid, da? Îți vine repede comanda. V-am spus ieri că am comandat o bluziță galbenă cu umerii goi, așa lejeră, exact potrivită pentru vară. Deci, haideți să o deschidem! Încă nu am deschis-o, vreau împreună cu voi să vedeți. Uitați-o cât e de drăguță! Exact cum era pe imagine. Vedeți? Este așa un galben, nu știu cum vede camera, dar în realitate este un galben așa frumos și plăcut. Abia aștept să o îmbrac. Și uitați-vă, ea costă 30 de lei. Dar eu am pus acolo și să-mi dea reducere de 10% și mi-am economisit cam 3 lei. Deci am plătit pe ea 27 de lei. Livrarea m-a costat 9,90 și împreună am achitat 36,89. Nu mi se pare deloc scump și îmi place cum arată. Vedeți că e mărimea XS și mă bucură că este XS, nu este XS, dar este așa de mare că abia am cap în ea. Deci, uitați-vă, îmi place foarte mult și chiar acum umbrac ca să vedeți cum stă pe mine. Uitați-vă cum arată! Mie îmi place foarte mult. E super șmecheră. Ho, ho, ho. Îmi place că e cu umerii goi și așa lejeră de vară. Ho, 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 ho. Acum vreau să mă duc să o calc și o să arate încă mai bine și revin la voi. Am călcat-o și acum arată mai bine, mai prezentabil. Ho, ho, ho. Sunt extrem de mulțumită de această bluziță și, cum v-am spus, nu mi se pare deloc scumpă. Ea costă fără reducere 30 de ron și e normal, e bine. Deci, bluzița asta o să fie purtată vara asta și, cum vedeți, am luat fusta pe care am cumpărat-o ieri. Parcă se potrivește. Bineînțeles, această bluziță se potrivește și cu pantaloni scurți și cu pantaloni simpli. Deci, este extrem de potrivită și acum o să o dezbrac și mă duc să fac prânzul. Vreau să fac pârjoale din piept de pui. Am mai făcut această rețetă pe canalul nostru, am arătat de ce aveți nevoie și cum trebuie să faceți aceste pârjoale. Vreau să fac pârjoale din piept de pui și piure. Deci asta o să mâncăm la amiază și în timp ce Alexandru montează videoul pe care l-am filmat ieri ca să-l postăm azi la ora 6.
Uite, asta o să mâncăm la amiază. Am făcut prăjoale. Prăjoale din piept de pui. Această rețetă o puteți vedea deja pe canalul nostru. Am mai făcut și rețeta e destul de simplă. Nu aveți mare lucru de făcut aici. Aveți nevoie de piept de pui, de 2 linguri de smântână, de 2 linguri de făină de pesmet și sare, piper negru. Și cam atât. A, și usturoi. Eu usturoi am cam mai adăugat. Cum vedeți, aici am piure. Roșii, Alexandru o să mănânce roșii, iar eu castraveți. Și, de cam un castraveți acolo, nu mai mult. Și uite asta, ne ducem chiar acum să mâncăm, că îmi este foame rău de tot. Deja Alexandru a montat video și acum l-a exportat. Cred că deja s-a terminat exportul și ne ducem să-l postăm pe YouTube. Deci, dacă chiar acum mâncați, vă spun poftă bună! După ce am mâncat, am planificat să ne uităm serialul nostru. Este un nou serial. Nu cum deja un nou, pentru voi este un nou serial, dar noi deja am ajuns la 5-lea sezon. Și Alexandra a curățit ananas. Și chiar acum ne apucăm să mâncăm și să privim serialul nostru adorabil, este mega interesant. Am ieșit afară și suntem în centru vechi. Bineînțeles cu o cafea, eu latte macchiato, Alexandru cappuccino și ne simțim super bine. În plus, eu sunt cu bluzița mea nouă, am un motiv să o port. Și mai avem un planul să ne ducem până la Mercur. Alexandru vrea să-și cumpere un tricou, iar eu vreau să-mi cumpăr o carte. Deja m-am gândit ce carte aș vrea, dacă o găsesc bine. Dacă nu, mă mai uit acolo că sunt multe cărți destul de ieftine. De exemplu, costă 10, 15, 20 de ron. Și aș vrea neapărat să-mi iau o carte să citesc vara asta, măcar o carte. Și cam asta. Totodată m-am gândit că azi aș vrea să răspund la întrebările voastre. Am văzut că mulți mi-ați scris multe întrebări sub vlogul trecut. V-am rugat și mi-ați pus întrebări. Așa că chiar azi, cred că azi o să răspund la întrebările voastre. Gata, am terminat cafeaua de băut. Și prima întrebare, de ce purtăm mască chiar dacă suntem în aer liber? Noi am luat decizia că vrem să purtăm masca și pe drum, pe stradă, indiferent, pentru că oricum contactăm cu foarte mulți oameni. Da, sunt foarte mulți oameni, mai tușesc, mai strănută, mai scuipă, mai stau, suflă în spate. Deci ne-am gândit că și pe stradă o să purtăm mască și, bineînțeles, în încăperi închise. Asta e o întrebare frecventă și ne-am gândit să răspundem la ea, cu toate că am mai răspuns o dată, dar mai repet, repetarea e mama învățăturii, așa? Deci noi ne ducem la Mercur. Mercur e centru comercial, pentru cei care nu sunt din Craiova. Da, da, da. Mm-hmm. Am ales două tricouri, unul alb, unul roz. Și mai este încă un tricou polo, așa se numește. Da. E de culoare albastră. Și acum ne ducem jos, Alexandru să le măsoare și să vedem ce luăm. Alexandru și-a ales un tricou. Degeaba tricou se numește polo și eu mi-am ales încă câteva lucruri ca să le măsor, deci este aici o fustiță, costă 60 de ron și mai este aici așa o bluziță super drăguță, cât costă? Nu, uite aici, costă 50 de ron și pantaloni, niște jeans, cu ce vă spun cât costă, uite aici. Deci costă 90 de ron. Haideți să măsor și să vedem cum stau pe mine. Uitați-vă cum stă pe mine. Deci plăsița e drăguță și fustița la fel e drăguță. Dar că Alexandru m-a văzut și a spus că cumva combinația asta este super copilărească. Fustița e bună, dar blăzița nu chiar. Nu chiar. Mai este și tot așa o variantă, dar blăzița e neagră. Și uite așa. Deci acum vreau să măsur pantalonii. Uitați-vă pantalonii cum stau. Îmi sunt mari. Din păcate îmi sunt mari și nu știu ce să aleg. Deci pantalonii la sigur nu. Deci din acele 3 haine pe care le-am ales, fusta, pantalonii și o
bluziță, păi nu mi-am ales nimic, pentru că nu prea îmi plăcea cum arăta și m-am dus încă o dată, m-am mai uitat prin acel timp și am ajuns la varianta asta, o simplă cămașă albă, pentru că chiar am nevoie. La mine un pic sfârcurile se văd, asta mă acoper, că nu am sutienă pe mine, dar cu sutienă o să arate mai bine și mai prezentabil, așa că cred că da, o să ajung la varianta asta, mi-au cămașa albă. Gata, mi-am cumpărat cămașa și cămașa costa 60 de roni, dar mi-am făcut reducere că sunt clientul nou, gen 10% și am plătit nu 60, dar 54 sau 54, așa, 54 am plătit, așa că e bine. Acum ne îndreptăm spre librărie, vreau să-mi cumpăr o carte. Deci, ultima cumpărătură de azi, 10 negri mititei de Agatha Christie. Am citit foarte mult despre această carte, costă 46 de lei, deci am cheltuit mai mult decât mă așteptam. Dar ok, am rămas la varianta asta și sper mult că e interesantă, că am auzit foarte multe lucruri despre ea, așa că sper că o să-mi placă. Și acum ne ducem acasă. Hoba! 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 Alexandru! Alexandru și-a luat acest tricou polo și costă 40 de roni, dar cu reducere 10%, a plătit cam 36, cam așa. Și pe cameră pare cumva suriu, dar în realitate este un albastru deschis, uite așa că se vede mai bine. Îmi place foarte mult cum stă pe Alexandru și e ceva nou. Am ajuns acasă și afară e foarte cald, ne-am pornit cam pe la 10 și încă era suportabil, dar începând cu ora 11 a început să fie așa de cald, este mega, deci e super cald. Și am venit deja acasă, pe drum am răspuns la întrebarea de ce purtăm mască. Deja am răspuns la ea. Următoarea întrebare este de la Boy Music. La ce vârstă te-ai mutat singură? M-am mutat singură atunci când am venit la facultate, adică la 19 ani. Următoarea întrebare vine de la George Dobre. Ce aveți de gând după facultate? Bineînțeles, vrem să lucrăm. Cred că o să rămânem în România și o să încercăm să ne găsim aici un loc de muncă. Aveți planuri de viitor? Uite, acestea sunt planurile de viitor, să terminăm facultatea, să ne găsim aici un loc de muncă, poate chiar vrem să ne mutăm și în altă țară, să trăim, nu știu, Spania, Italia, Europa e mare. Și bineînțeles, un plan de viitor este să continuăm cu YouTube-ul și să facem în continuare conținut pe YouTube. Vreți să dați de permis? În primul rând avem ambii permis, doar că întrebarea trebuie să sune în felul următor. Avem noi mașină? Nu avem mașină și cam în timpul apropiat nu se planifică să cumpărăm mașină. Se planifică mai întâi să ne apucăm de lucru. Următoarea întrebare vine de la Marta Bulaciuc. Ce culoare ai vrea să te vopsești? Am mai răspuns la această întrebare. Vreau să mă vopsesc sau blond sau așa un roșcat, cum e culoarea lui Alexandru. Aș vrea să încerc, dar încă nu risc, pentru că îmi dau seama că este o responsabilitate. Dacă totuși vreau să mă vopsesc, păi trebuie să am mai mare grijă, mai ales dacă vreau să mă vopsesc în blond. Că știți cu toți, culoarea blond, în general, mai greu se întreține și, bineînțeles, te costă. Și acum nu știu dacă o să am eu bani în fiecare lună sau odată la două luni să mă vopsesc și, bineînțeles, o să trebuiască să-mi schimb șamponul, condiționerul, să-mi cumpăr mai multe măști, deci să am mai mare grijă de păr. Și încă mă mai gândesc. Sau încă cumva așa se transformă ca un plan de viitor, așa mai spre viitor. Și mai sunt multe întrebări, dar care se repetă. Cam mai răspuns, de exemplu, câți ani am, de unde sunt și tot așa. Am mai răspuns în videourile care se numesc Q&A, este prima parte, este și a doua parte. Mai sunt și două live-uri unde am răspuns la foarte multe întrebări, așa că puteți să intrați și acolo, puteți să vă uitați. Că nu
nu vreau să plictisesc oamenii care se uită mai des la mine și deja știu răspunsul la aceste întrebări. În cazul în care ați venit nu de mult pe acest canal, bineînțeles puteți să vă uitați la videourile noastre, Q&A, partea 1, partea 2 și acolo. Sunt foarte multe întrebări la care am răspuns. Și în continuare, dacă aveți întrebări, pe lângă întrebări câți ani am și tot așa, deci puteți, bineînțeles, să-mi puneți întrebarea în comentarii și eu o să răspund la aceste întrebări în vlogurile săptămânale. Deci cam acesta a fost vlogul, eu chiar acum vreau să mă duc să citesc, vreau să deschid cartea și îmi place că e nouă și vreau să mă apuc chiar acum să citesc în timp ce Alexandru o să facă prânzul. La prânz planificăm să facem orez cu pulpe de pui. Și telemea și un pic de castraveți sau roșii. Cam așa, deci acesta a fost vlogul, vă mulțumesc că ați ajuns tocmai aici, vă doresc ca de obicei o zi sau o seară frumoasă, pe curând!